Scandalul de la Neamț legat de atitudinea unei învățătoare de la școala Horia, căreia se pare că i-au cam cedat nervii, a făcut înconjurul televiziunilor naționale după ce cazul a fost semnalat de presa locală, când un părinte a trimis o înregistrare a comportamentului absolut inadecvat al cadrului didactic respectiv în raport cu un copil, fie el și unul problemă. Așa cum se știe, strânsă cu ușa de media locală, conducerea inspectoratului școlar a fost nevoită să reacționeze, așa încât de luni 14 martie la școala Horia va fi prezentă și o comisie de anchetă din partea inspectoratului școlar, care va fi obligată să determine conducerea unității școlare să ia măsuri disciplinare față de comportamentul cadrului didactic, care de un an de zile are acest conflict cu familia. Liderul Federației Sindicatelor Libere din Învățământ, Gabriel Ploscă, a recunoscut cinstit faptul că învățătoarea și conducerea școlii de la Horia au cam scăpat lucrurile de sub control la această unitate printr-o politică a struțului. Cu regret am auzit de întâmplare de la școala Horia, chiar mai mult am ascultat și eu acele înregistrări. Sigur că este o întâmplare nefericită. Se pare că doamna învățătoare nu a scăpat lucrurile de sub control acolo. Că lucrurile nu pot să continue așa, că trebuie găsite soluții. Din câte înțeleg, va fi acolo prezentă de la inspectorul școlar, o să fie prezentă o comisie pentru o anchetare, mi-a plăcut cuvânt această anchetare, și cu siguranță că acolo va fi, în cadrul acestor cercetări, va fi prezent și liderul nostru de sindicat din școala Horia, doamna Șerban Maria. Liderul de sindicat este de părere că învățătoarea în discuție este clar că va trebui să suporte consecințele, dar, în opinia sa, vina cea mai mare o are conducerea unității școlare, care nu a fost capabilă să managerieze conflictul dintre părinți și cadrul didactic respectiv, conflict care ține de mai bine de un an. Sigur că dacă se vor constata că toate lucrurile alea sunt reale, că doamna învățătoare a greșit, sigur că va trebui să suporte sancțiunile prevăzute în asemenea cazuri. Acum, eu stau și mă gândesc că se putea preveni asemenea aceste exacerbarea acestor întâmplări de la acea clasă dacă mai din timp exista o comunicare mai bună între părinți, învățătoare și conducerea școlii. Adică nu văd de ce nu s-a putut să aibă o întâlnire a părinților, elevilor de la această clasă, cu învățătoarea, cu directorul școlii, și acolo să se discute deschis și să îi se spune: doamne învățătoare, uite, copiii sunt umorați de modul cum li se vorbește și așa mai departe. Și cred că se puteau găsi soluții acolo la nivelul școlii, ca să nu ajungem acum prin ziare, pe la postul de televiziune. Este regretabilă toată această chestiune. Din păcate, susține liderul Federației Sindicatelor Libere din Învățământ, ceea ce se întâmplă în școala de la Horia se petrece pe fondul unei degringolade totale a învățământului românesc, ignorată cu bună știință de guvernările din ultimii 25 de ani din România. Aș mai vrea să subliniez un lucru. Ceea ce se întâmplă la Horia se întâmplă pe fondul general al situației dureroase în care se găsește învățământul românesc. Fiindcă bănuiesc că mai avem și alte multe dureri ale părinților, ale elevilor, ale profesorilor, ale învățătorilor, care ar putea fi rezolvate dacă, într-adevăr, în țara asta, în învățământul, ar fi privit cu adevărat ca o prioritate. Pe de altă parte, liderul de sindicat, Gabriel Ploscă, subliniază faptul că într-o țară în care toată lumea... Desigur că sunt de discutat și lucruri legate de detalii, cum s-a ajuns să se pună acel dispozitiv de ascultare. Iată,
că de acum nu numai instituțiile au abilitate ale statului se ocupă de lucrul ăsta, ci chiar și cetățenii care au învățat de la acestea, să nu știu, sau sunt autodidacți. Toate astea nu fac cinste nici școlii, nici ce mai în general. Dar aș vrea să mai subliniez un lucru. Nu acest totuși este singular caracterizează munca colegilor, fie învățători, fie educatoare, fie profesori. Colegii noștri își fac datoria și își fac datoria cu prin susință, în condițiile destul de precare ale sistemului de învățământ din România. Trebuie să ne lăsăm amăgiți că am vorbit frumos școala și că lucrurile s-au rezolvat. Nu, trebuie să mergem mai în profunzime, să vorbim despre planurile de învățământ, să vorbim despre programele școlare, despre dotările școlii. Să vedem că sunt răni care sunt destul de mari, de dureroase și aici cred că trebuie să intervenim. Dacă cu adevărat vrem să facem ceva, să readucem la viață învățământul românesc, fiindcă este pe cale să este pe topogan. Nu am reușit să-l oprim.